Un pensionar în vârstă de 82 de ani a fost ucis pe loc de o vacă zburătoare. Află cum s-a întâmplat acest incident nefericit. Pensionarul, un fost electrician, își făcea nevoile pe calea ferată când a avut loc straniul incident ce i-a curmat viața. Animalul a fost lovit de un tren care circula pe ruta Mumbai-Gujarat. Trenurile care circulă în zona în care a avut loc incidentul pot atinge viteze de până la 100 de metri pătrați. Un alt bărbat care se afla în apropierea șinelor a fost cât pe aici să moară în aceleași circumstanțe, dar a evitat la limită să fie lovit de animalul trimis în zbor de impactul cu trenul. În urma acestui incident, ministrul căilor ferate din India a anunțat că au început să fie luate măsuri precum îndepărtarea gunoaielor și a vegetației pentru a elimina vacile din apropierea șinelor de tren. Ministrul căilor ferate din India a mai spus că mecanicii de tren vor fi instruiți să evite să accelereze atunci când ajung în zone în care se află numeroase animale în apropierea șinelor. Incidentul a determinat mulți oficiali să se mobilizeze pentru îmbunătățirea reglementărilor referitoare la căile ferate, în contextul în care au fost înregistrate numeroase incidente din cauza unor vaci ajunse pe șine. În jurul unei căi ferate din această țară au fost chiar ridicate garduri pentru a preveni situațiile în care vacii le ajung pe șine, putând provoca incidente grave, relatează playtech.ro.